ales multe, păi și mai mari și mai mărunte. Dar ca luna nu-i niciuna, păi cum-i mândra mea de-acum, hop, hop, să-sa, mă! Nu-mi mai dau gura de mult, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Mândrele de la iernut, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Nu-mi mai dau gura de mult, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Nu știu de unde ori aflat, măi, la-i-la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 . Cam o mândră din alt sat, măi, la-i-la-la-la-la-la-la-la-la. Păi, nu știu de unde ori aflat, măi, cam o mândră din alt sat, măi. Nu știu, Doamne, cum să fac, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Cu ele să mă împac, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Nu știu, Doamne, cum să fac, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Cu ele să mă împac, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Că de când ori auzit, mă, la-i-la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 . Mândrele m-ori părăsit, măi, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Hai, că de când ori auzit, mă, mândrele m-ori părăsit, mă. Mândruțele iernuțene, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Au gurița ca de miere, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Mândruțele iernuțene, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Au gurița ca de miere, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Cine le sărut odată, la-i-la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 . Nu le uită viața toată, la-i-la-la-la-la-la-la-la-la. Păi, cine le sărut odată, păi, nu le uită viața toată. Așa am pățit și eu, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Cu mândra din satul meu, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Așa am pățit și eu, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Cu mândra din satul meu, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Am sărutat-o într-o sară, la-i-la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 . Și n-am mai uitat-o vară, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Am sărutat-o într-o noapte, la-i-la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 . Și n-o mai uit până la moarte, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Ar trebui să ne întrebăm pe colegul nostru, Ovidiu Danciu, dacă așa e cu mândruțele de la iernut. Le săruți odată și nu le mai uiți viața toată. Eu l-o pățit-o. Eu l-o pățit-o, presupun că și tu, nu? Că de asta cânti cu atâta foc și dor. Da. Da. Bine, uite, el a adus-o aici la Cluj-Napoca. Da. E frumos să regăsim trăiri ale noastre în ceea ce cântăm și, de fapt, asta se întâmplă în repertoriul fiecăruia dintre noi, cred. Acum, asta e o discuție destul de interesantă. Poate și deveni interesantă, de, da. Din punct de vedere, dacă trebuie să te gândești așa psihologic, fiecare interpret, fie că e de cântec popular sau chiar și instrumentist,
Acum este important ce repertoriu își alege, cum îi place sau nu îi place. Și aici sunt unii care sunt mai melancolici, alții care, din potrivă, abordează niște cântece care au un ritm mai săltăreț, da. Așa. E, ăla este un coleric deja. Deci depinde de fiecare dintre noi. Stăm de vorbă cu domnul psiholog, așa că atenție. O parte. Da, așa e. Așa că fiecare, nu știu, s-ar putea spune despre... Ne putem da seama de caracterul unui om după ceea ce cântă, da? Dar mai e o chestiune. În ziua de astăzi, sunt interpreți care apelează la alții. Fabrica de texte sau... Nu, neapărat, asta nu e, după vremea mea, nu e o chestie reală, nu e greșită. Pentru că, uite, în muzica ușoară, fiecare, ca și interpret, tu ai un har, ai un dar. Există un textier, există un compozitor. Ei, în cântecul popular este o chestiune nouă, dar dacă ne gândim puțin, cei care au apelat la unii profesioniști atât în ceea ce privește melodia, cât și textul, eu zic că au ajuns departe. Dacă ai și un stil de interpretare cât de cât. Ei, în cazul meu, nu e. Am încercat să fac eu totul. Cum a ieșit asta? Haideți să ne continuăm discuția, da, care e interesantă, însă da, înainte să salutăm un telespectator. Bună seara și bun venit în emisiunea noastră. Bună seara. Alo? Da. Bună seara, doamna Maria. Bună seara. Bună seara. Bună seara, invitatului vostre, Ciprian. Bună seara. Să știți că mi-au putut ochii de lacrimi seara asta, fiindcă eu sunt din Șăulia de Câtie, desplegată din localitate de 38 de ani, dar nu pot să uit cântecile și portul din zona noastră. Ia auzi, dar de unde sunteți dumneavoastră? Din Șaulia. Aaa, foarte bine, acolo aproape de noi, unde din stă? Din Șaulia de Câmpie, domnul Ciprian. Mă bucur. Vă doresc, domnul Ciprian, succes. Foarte, mulțumesc, foarte mult succes. Mulțumesc frumos și noastră multă sănătate. Fiindcă, să știți că de atâta timp venită din părțile alea, dar nu pot să uit meleagurile din Mureș. Și aș mai ruga doamna Maria toate cântecele lui domnul Ciprian în seara asta. Îi le dăruiesc cu tot dragul și dăruiesc casă de piatră nepotului meu, bugarul Andrei, care sâmbătă are nunta, e tot comisar de poliție aici din Cluj, care mama lui tot de acolo, din Șăulia de Câmpie. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc numai bine și sănătate. La revedere. Vă mulțumim și noi din suflet. Același lucru vă urăm, să fiți sănătoasă, să vă bucurați de toate emisiunile noastre, de toate cântecele. Să-i dea Dumnezeu nepotului o nuntă frumoasă sâmbătă. Așa să fie și cu gândul la noi și cântecele din această seară. Da. Ne bucurăm mult de tot că v-am putut aduce o fărâmă de liniște, de, știu eu, aducere aminte. Pentru că, într-adevăr, rădăcinile nu se pot uita și... Sângele apă nu se face. De acolo de unde am plecat, de unde ne vom întoarce. Cel puțin cu gândul, dacă nu, și cu... Așa. Dacă n-a fost să fie, uite, unii sunt plecați, unii mai departe, alții mai aproape. Dar uite că s-a întâmplat ca eu să fiu aici și doamna să trăiască o emoție deosebită. Da, și îți dai seama ce înseamnă asta pentru mine. Întotdeauna emoțiile tuturor celor care sună sunt emoțiile mele și sunt emoții speciale și pentru mine. Îmi dau seama, sunt confirmări până la urmă, da, că ceea ce fac nu este în zadar. Și mai ales atunci când sunt însoțită de o asemenea echipă și de oameni ca voi, totul este cum nu se poate. Acum, mai dacă, bine și mă bucur. Dacă toți suntem aici, așa am avut o telespectatoare din... Iartă-mă, te rog, haideți, da, să mai salutăm un telespectator, da, și continuăm discuția noastră. Bună seara! Rămână! Bună seara! Rarău la telefon! Vă salutăm cu mult drag, domnul Rarău! Bună seara! Nu v-am văzut de mult și... Așa e! Am reușit să vă prind și să vă salut, să vă spun să rămână și la domnul Ciprian, bun venit la Cluj! Bine v-am găsit! Și vă rugăm să transmiteți melodiile ce le va cânta pentru familia noastră! Cu mult drag, așa va fi! Să rămână! Doamne ajută! O seară frumoasă! La domnul Ciprian, noapte bună! Asemenea și dumneavoastră, dar numai după ce urmăriți emisiunea noastră. Vreau să spun ceva legat de Șăulia, de aproape de Șăulia, este Zaul de Câmpie. De acolo, mai nou, așa, m-a ajutat Dumnezeu și am găsit câțiva instrumentiști de valoare pe care i-am închegat de așa, sub forma unui taraf. Iar cu sprijinul celor care sunt la cercul militar din Târgu Mureș, am reușit să încheg așa un taraf
care a și primit un nume de către mine, cetăraș de pe câmpie. Ce frumos, al meu, foarte frumos. Și sper să ne ajute Dumnezeu să facem cât mai multe lucruri frumoase. Spuneam mai devreme ceva despre mesajele pe care le transmit interpreții prin cântece sau chiar doar prin melodii. Eu am un sentiment aparte și sunt sigură că și tu, pentru că eu, deși nu sunt psiholog, dar am așa oarecare simțire. Fiecare dintre noi suntem mai mult sau mai puțin psiholog. Da. Îmi place foarte mult cântecul Doinit. Asta vreau să spun, sunt sigură că și ție. Și consider că prin cântecul Doinit reușim de fiecare dată să transmitem mai mult decât prin oricare altul. Așa, aici mai mult decât în altă parte, mesajul este mult mai direct. Haideți să vedem ce vrea să spună. Așa încât, tocmai exact asta vreau și eu să propun telespectatorilor noștri, înainte de a mai lua apeluri telefonice la 414845, să le propunem să asculte, da, un cântec doinit despre mamă. Eu ți-am spus și ți-o-i mai spune. Eu ți-am spus și ți-o-i mai spune. Că tu noroc ce l-ai avut tu. Că noroc ce l-ai avut tu. Într-o într-o noapte
și norocui floare rară, nu-mi florește a doua oară. Topcar, dealerul tău Seat, prezintă filmul verii. Seat cu 5% avans. Regia, Porsche Leasing. Producția, Mobil 1 prin Lubexpert România. Scenariul, Topcar Cluj-Napoca. În rolurile principale, modelele speciale Seat. Filmul rulează în perioada 25 mai-30 iunie, doar în Cluj-Napoca, la showroom-ul de pe Calea Turzii 223. Autoemoțion. Yeah, just duck, run away from rock, bag him into shock, quick and set to fuck him off. Senzor se întoarce la Cluj. S-au împlinit 7 ani de experiment Senzor. Acum Senzor se întoarce în locul în care a început totul, la Cluj. Miercuri 21 iunie, începând cu ora 20:30, Senzor vă invită în locul în care a început totul, la Casa Transit, fosta sinagoga. Vor fi proiecții cu cele mai importante momente Senzor și, bineînțeles, se va cânta. Acest eveniment va avea loc cu sprijinul Best Western Topaz, Outwear și Lugano. Recomandat de Radio Guerilla e Ribe Radio. Noiembrie 2005. ProSport începe pregătirile. Testează noi concepte, noi formule grafice, opiniile cititorilor. Februarie 2006. ProSport de duminică, primul ziar de sport în format compact. O formulă de succes. Iunie 2006. ProSport apare în format mic în fiecare zi. Reacția voastră a iubitorilor de sport a fost decisivă. Un ziar mai bine structurat, informații complete din toate sporturile. Mai mult conținut în 24 de pagini. Din 9 iunie, ProSport în format compact în fiecare zi. Bine gândit, bine pregătit. Care sunt gândurile tale vis-a-vis de interpreții de astăzi, care, de tineri interpreți care se prezintă la concursuri, la festivaluri, ținând cont că e important să apuci corect pe acest drum? Da. Nu știu dacă exemplul personal poate e un bun exemplu. E foarte bun, pentru că eu, nu întâmplător, da, te-am rugat să vorbim despre asta. Eu am, înainte să urc pe o scenă la un festival, prima dată am terminat școala de artă populară. Am ținut cont de ceea ce a spus un profesor, un om de specialitate, iar atunci când el a spus, da, acum e momentul să te duci să vezi, de fapt, care sunt adevăratele tale calități și dacă le ai. Și mai e o chestiune, nu e suficient să poți cânta sau să cânti frumos. Mai este acel, între ghilimele, așa spus, război psihologic pe care l-ai cu scena, cu emoțiile, publicul și așa mai departe. Ei, e foarte important ca cei care încearcă să se apropie de cântecul popular să aibă o bază solidă în spate. Acum nu neapărat să faci conservatorul, pentru că nu toată lumea poate. Ar fi ideal să poți să faci așa, să ai studii muzicale, studii superioare, dar eu zic că o condiție necesară și chiar minimă, esențială, este măcar o școală de artă populară. Sau dacă nu este posibil, așa, măcar un profesor particular. Ca după asta, după ce ți-ai format cât de cât, ce știu eu, un pic și vocea, pentru că e foarte important și acest aspect, profesor, dacă ai, ce știu eu, șansa să fie și un interpret de scenă și el, să-ți poată transmite anumite trăiri, anumite sentimente pe care le ai atunci când urci pe o scenă, e, atunci ești un om fericit și sunt convins că o să ai mai multe șanse atunci când apar în fața mării sale publicului. Aș vrea să continuăm acest subiect, însă așa, în același timp, să salutăm un telespectator, da, pentru care ne bucurăm că este împreună cu noi. Alo? Bună seara! Alo, bună seara, doamna Maria! Bună seara! Și bun venit domnului Ciprian la Cluj-Napoca, în studioul NCN. Bună seara și bine v-am găsit.
Doamna Maria, aș vrea să fac și eu câteva dedicații, dacă se poate. Cum să nu, cu tot drag. În luna asta soțul meu a împlinit 52 de ani. La mulți ani. Sănătate. Mulțumesc mult și dumneavoastră și din partea soției Adriana și a celor trei copii, un sincer la mulți ani și Dumnezeu să-i dea tot ce își dorește. Tot aceleași gânduri și colegilor mei de la RATU, care în luna asta și-au sărbătorit sau își vor sărbători ziua de naștere. Mulți ani. Sănătate și tot ce își doresc. Și având în vedere că, nu știu dacă am înțeles bine, domnul Ciprian Ipăr a iernut. Așa e, da. Am acolo niște rude, familia Trenca, aha, Alexandru și Ancuța. Să trăiască. Și aș vrea să le zic și lor la mulți ani, multă sănătate și tot ce își doresc. Dacă ajung acasă, da.